Elena Ionescu trăiește în teroare. Artista șantajată și excrocată. Ți se cere o sumă bombă în euro. Poliția a intrat pe fir. Cine este individul care nu-i dă pace cântăreței și de ce a fost amenințată? Vedem chiar acum. Of, Doamne! Deci, acum vreo 3 zile am avut un mail de la Instagram Support, pentru că asta e de fapt marea mea nedumerire și nu înțeleg cum poate să existe un astfel de link de la care să folosească numele Instagram, în care îmi spunea că postez lucruri licențioase, iar din această pricină, în 12-24 de ore, contul meu, dacă nu va fi revizuit, să se vadă care sunt postările și să le șterg, Sanchi, va fi închis. Uh-huh. Am intrat pe acel link, mi-am verificat contul și în momentul ăla mi s-a făcut alb ecranul. Când am intrat pe Instagram, a dispărut cu totul, m-a deconectat de pe toate formele, de pe toate, mi s-a deconectat inclusiv de pe Facebook, care era conectat la rândul lui cu Instagram-ul, de peste tot. N-am mai putut să intru și am făcut, cred că, minim 20 de solicitări la Instagram, care nu mi-a dat niciun fel de răspuns. Am încercat toate variantele posibile, am trimis cod cu nu știu ce poză, buletinul cu fața, deci nu vrei să știi câte variante am trimis, nici un răspuns de la Instagram. Instagram îmi spune în ordinea în care au fost primite, vă vom soluționa. Atât. Ceea ce mă doare cel mai tare este că această infracțiune, că nu poți să numești altfel, se poate întâmpla oricui, iar cei care avem bifă și care ne străduim să facem și să trimitem niște acte legale către Instagram și spunem că, domne, suntem complet acoperiți, afli într-o singură zi că, de fapt, dacă cineva face un lucru și sparge contul, practic ești descoperit complet și nu te ajută cu absolut nimic. Da. Ceea ce mi se pare cel mai urât, pentru că nu este normal, trăim în 2020 și încă se întâmplă astfel de lucruri. Este un turc care mă șantajează, a scris întregii mele liste, oamenii pe care i-am la follow. Acest om mă șantajează, mi-a scris, într-un final a dat de mine printr-o prietenă căruia i-a scris pe Instagram, că el deține omul, el a găsit pe omul care mi-a spart contul. De fapt, este el care mi-arată că l-ar fi amenințat niște noroc că noi avem înregistrarea video și filmat și că omul, după ce îmi scriam și ștergeam mesajele, îmi spunea că el l-a găsit pe cel care mi l-a spart și că varianta ar fi ca eu să-i dau lui 1000 de euro doar pentru faptul că trebuie să-i trimit un cod, pentru că el mi-a schimbat toate datele de contact și atunci nici el, probabil că atunci când a intrat și a schimbat toate mail-urile și toate astea, Instagram-ul automat l-a blocat doar. Da. Iar el are o nevoie de un cod de la mine de pe telefon și încearcă să mă șantajeze cerându-mi acel cod, că de fapt el nu poate să acceseze și nu are nici ce să facă cu contul, îmi scrie de pe 10 IP-uri, nu are niciun fel de... Nu știi de unde, eu înțeleg că, sau cel puțin din unde mi s-a logat telefonul, de unde mi-a arătat, este că e din Turcia, dar scrie cu număr de Rusia pe telefon. Deci este o chestie foarte dubioasă, mă duc acum la poliție, este singura variantă care mi-a mai rămas să fac, sperând că totuși există măcar în această formă o înțelegere și o rezolvare. Cu toate că mi-am cam pierdut speranța, ceea ce mi se pare, nu știu, deci nu vrei să știi prin ce am trecut zilele astea.